Bine v găsi, prieteni! Nu e o mare catastrofă să fii arestat două zile. Nu e o mare catastrofă să fii torturat două zile. Să fii bătut la poliție două zile. Poate că ai părul prea lung, ca altădată. Poate că ai blugi rupți. Poate că nu muncești opt ore într-o fabrică, da? până sâmbăta. Toate astea sunt echivalente cu... Nu nicio catastrofă să nu mai ai carnet de șofer două zile a ieșit vorbulița asta ultima din gura domnului Ciolacu. Adică, domnule, dacă ies teste uh, fals pozitive la drag testul ăla, la chestia cu droguri, când ți le pune poliția la gură, apoi vedem. Da? Ce mare șmecherie că stai două zile fără, fără carnet din cauza statului român. Care ți baie? Sigur, au ieșit medicii legii și au zis, domnule, nu e ok. Sunt medicamente care pot să-ți dea tot felul de uh, uh, informații false, pozitive, de fapt fals-pozitive. Ce faci cu el? De exemplu, mă doare capul. În România se ia codamin. Există codamin. Noi se bază de codeină, cred că așa zice, codamin. Și ăla poate da, dacă mă oprește poliția, ia pune tovarășul German știu cu ăla la gură. Pun, că n-am -am nimic de ascuns, n-am luat în viața mea, nici nu iau pune și alcool, pun și alcolo. dați și actele, dăm și actele. O, păi avem o problemă, domnul German, dar ce problemă avem? Păi ați luat droguri, n-am luat droguri, să mor eu dacă am luat droguri. Nu, domnule, uite aici ce scrie, scrie pozitiv. Și eu îi zic, ok, am înțeles, nu în ne județe, testele alea cumpărate, nu știu de unde și cum le-au cumpărat, dacă dau erori până la 50%, ok, mergem să ne facem analizele, Ma, atâta trebuie să fac obligația mea de cetățean, analize de sânge, de fir, de păr, cât mai avea, etc. Dar după alea, ce că aștept. Unii au așteptat câteva luni de zile, fără carnet. Dom'le, să mor eu dacă am luat droguri. Nu contează aici, zice că ați luat. Sigur că a venit lacul să îndulcească și a zis, uite, în 72 de ore, dacă nu primești rezultatele de la sânge, îți dăm carnetul înapoi. Dar asta înseamnă mai mult decât un carnet de șofer. Asta înseamnă o gândire care nu pricepe democrația. Nu poți să vii tu, statul, și pe baza greșelilor tale, că ai luat, ca o întâmpită felul de drag testuri de la care îți dau atât de multe erori, să vii și cumva toată, toată vinovăția, toată, toată incapacitatea ta de a face un comerț normal, la prețuri normale, cu produse de calitate, toate să mi le pui în cârcă. Da, Eu, cetățeanul. Da, domnule, nu e o mare catastrofă să rămâi două zile fără cameră. Asta înseamnă să pornești cu prezumția de vinovăție. La prima vedere, e un fleac. Dar la a doua vedere, ne-au ciurit. Pentru că este echivalentul a... Și ce dacă ai stat arestat două zile? Știi, la un moment dat, eram în TVR 92-93 și făceam emisiuni cu regretatul Liviu Tit procuror militar. Un tip care s-a bătut până la moarte să deschidă acele dosare în care unii generali, unii colonei au dat ordini să se tragă. Și m-a povestit cum făceau unii, adevărat puțini, își permiteau și pe veanul Ceaușescu să facă atunci când se îmbătau. Erau procurori, ăia vechi, ăia burtoși care se credeau Dumnezei, mâncau numai de la, de la cantina partidului, de la gospodăria de partid se îmbătau și deschideau o carte de telefon și în fața lor la spunea Bă, pune deștiul, bă, la nimereală, și vezi că ți-l arrestez. Eu pot să arestez pe oricine. Acum, ne aflăm într-o astfel de fază. Sigur, mică, în început. Numai că aici trebuie să ne punem întrebări despre capacitatea aleșilor, ci că nu ai noștri, de a înțelege democrația, de a înțelege mecanismele unui stat care trebuie să fie totuși servantul cetățeanului. Pentru că fără cetățean, fără banii cetățeanului, fără impozite, taxe, etc., etc. și parataxe, statul n-ar avea ce să facă, n-ar rezista. Deci, practic, noi hrănim un organism care ne mănâncă, până la urmă, tot. Că vine și zice, ok, pentru atâta, pentru două zile că ți-am luat carnetul. E mai mult decât atât, băieți. Eu -am, am tot explicat. Când am ajuns la Bruxelles și auzeam pe oamenii de acolo vorbind despre spiritul profund, Profund nou democratic, dar m-am uitat așa, cumva obișnuit fiind cu limba de lemn de, din, de dinainte de 89, după, cu limba de lemn de după 89, cu tranziție, cu implementare, cu tot felul de chestii de astea. Și mă gândeam, bă, uite, cu ajuns și occidentalii la limba aia de lemn. Zi acolo profund democratic și lumea te crede. Nu. Eu greșeam. Pentru că spiritul profund democratic în Occident este să accepti. Că cetățeanul este mai important decât statul. Și dacă face ceva statul, trebuie să facă în limitele libertății și obligațiilor cetățeanului. Și în interesul cetățeanului. Legele care se fac trebuie făcute da? funcție de atitudini, funcție de aspirații, funcție de resursele cetățeanului. Și o să vă dau un exemplu concret. În unele localități din România, 30 la oră. Ok, 30 la oră. Cu 30 la oră merge un, o căruță cu un cal de la mai furios. E ok că ai pus asta, dar arată-mi alternativa. Nu este. Că n-am făcut autostrăzi. În 2004, când a venit Năstase în cu întreaga cohortă de pe, pe deserici atunci, da? să pună bazele, lopata, hârlețul, da? autostrăzi Transilvania, mai a fost o mare, mare învărmășeală. Toți parlamentarii, inclusiv de la PNR, PRM, împreună cu ea de la UDMR, au făcut front comun că trebuie autostradă. Doar că au uitat un lucru extraordinar de important. Cine să o facă? Cine să aibă capacitatea administrativă, ca acum așa se ăsta e nou în limbaj de lemn, da? cine să aibă capacitatea administrativă să semneze avize, să pună ștampile pe documente? Nimeni. De ce? Pentru că până la urmă noi trăim cumva pe caiet în istorie. De la ăla care merge să ia două sticle de vodcă pe caiet din sat, până la statul român care trăiește pe caiet, la instituțiile statului care trăiesc și ele pe caiete frumos colorate, uite autostradă de la, de la Lugoș până la Iași și de la Megidia până la Sighet și de la Sighet până la Craiova și de la Creova până la Suceava și de la Suceava până la Arad și de la Arad până la Galați. Totul este colorat. Ori, pur și simplu, noi cumva ne, ne speriem de propria istorie m-am uitat din adins da? la tot ce a însemnat știre importantă. Asta mi-e meseria, că trebuie să mă duc la ora 12 să comentez. Da, la 11 noapte. Din România. Ați mai auzit vreun politician vorbind despre pericolul din Est? Nu. Despre Rusia? Nu. Ați mai auzit vreun politician vorbind despre lucrurile cu adevărat importante, Adică oportunități imense geopolitice, provocări imense geopolitice, felul în care uh, 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 ne, ne camuflăm, dacă vrei, că asta e cu atâta comunicare discretă, poziția geopolitică. Nu. Au vorbit numai despre putere, despre propria putere și despre cum alți sunt proști și ei sunt deștepți. Nici un cuvințel despre reforme. Nimic, 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 nimic. L-am văzut... Uh, pe cu ieri. Acum, asta este, vorbesc de cu că este prim-ministru deocamdată. După întâlnirea cu contabilii, antreprenorii, cu cei speriați pur și simplu că se dă peste cap un sistem fiscal, adică iară se pune căruța înaintea cailor, și a spus, domnule, gata, eu vreau ETVA de 30 de ani tot negociem. Păi băiatule, problema fundamentală este la voi, la politicieni. Pentru că nu contabilul șef de la SRL-ul nu știu care sau antreprenorul de la nu știu care SRL nu, ăștia au dat contracte de miliarde de euro unuia care a fugit la Belgrad ascunzându-se de justiția română. Că el a făcut sistemul ăla de sănătate informatic, unde se blochează, când ți lumea mai dragă, în fața cabinetului medicului de familie, site-ul sau ce naiba sistemul, și spune, vă rog frumos, așteptați. Dar cât durează? Nu știu, câteodată durează 5 ore, câteodată durează 2-3 zile. Păi și eu ce fac? ce să facem, asta e România. Și în momentul ăla s-a terminat totul. În momentul când ai spus asta e România, toată lumea îl ia, ca pe un, ia propoziția asta ca pe un fel de argument suprem al gata. E ca și cum, când zici gata, am murit. Este argumentul suprem. Domnule, nu mai avem ce face, nu mai avem ce comenta, nu mai avem cum să ne zbatem. Asta e România. A, a murit. Nu, nu, mai tot uh, vorbiți să-i puneți perfuzii. Este acel echivalent. Și culmea este o tristețe imensă, pentru că pur și simplu, atunci când vorbești despre lucrurile cu adevărat importante, chiar despre ideologii, lumea le refuză, pentru că nu mai crede în ele. Uite, azi dimineață m-am dus să iau tot felul de cutii de astea, să duc biblioteca la Leroy Merlin. Și un domn, pe căldura asta de aproape 30 de grade, îmbrăcat, sigur, decent, curățel, costum, cravată, gros costum. Da? ca atunci când îți iei un papu cu un număr mai mare, că mai crește piciorul. Gros, să țină și la iarnă. Vara răbdă. Era acolo cu un fel de rețetă. Și zice, nu-mi dați un bănuț să mă duc să iau niște medicamente, că mai lipsesc vreo câțiva lei, 10 lei. Ok, i-am dat. Și m-am gândit, bă, tu dai seama că oamenii ăștia nu mai au nicio șansă. Și aici nu vorbim de această sărăcie pe care eu o dezavuiesc și pe care aș da-o de păreți da, sărăcia bețivului, sărăcia drogatului, sărăcia imbecilului care își face praf viața cu propria mână. Vorbim despre faptul simplu că omul ăla, de fapt, a plătit toată viața asigurării. Da? Deci omul ăla avea dreptul la sistemul de sănătate și totuși era în fața unui magazin, unui retailer de la să își completeze suma aia pe care statul nu vrea să o dea. Dar i-a luat-o, de 10 ori mai mult i de 100, de 1000 de ori mai mult. Înțelegi? Asta este problema în România. Și atunci când eu vorbesc despre dreapta și stânga să meargă în aibii, stânga face sărăcia, băieți. Stânga face sărăcia pentru că stânga știi ce face? Îți ia când ești sănătos și nu-ți mai dă când ești bolnav. Lucrul ăsta se întâmplă inclusiv în legi. O să vorbim după masă cât de prostalăi sunt ăștia care au făcut niște legi cu fotovoltaicele. Și o să vedeți cum se bat cap în cap legile. O să vedeți în, în, în comisiile aia de specialitate cu oameni care îți băgați acolo, ci că specialiștii mari în națiunii, că de-aia ajuns acolo, da? nu înțeleg nici măcar ce înseamnă prosumare, ce înseamnă bateria de fotovoltai, și se întreabă unul pe altul, bateriile se în care țin curentul. Despre asta este vorba, băieți. Despre nemernicie. Și a lor, dar și a noastră. Că nu i-a plantat nimeni acolo decât votul unor tântălăi care au crezut că dacă aleg unii mai tântălăi, pe unii mai tântălăi decât ei, tântăloșenia lumii se prăbușește. Nu băieți, s-a cimentat, s-a bazaltizat. Mă duc să mă împachetez cărță. O să ne vedem în alte decoruri, așa cum am spus, dintr-o conjunctură fericită. Să nu vă închipuiți că odată a de vasa din casă, mă iubește, evident, că și eu am zis, stai, cum era melodia aia, mă? Uite-te mândră la mine, că și eu mă